Trinitas TV va difuza în premieră duminică de la ora 13 concertul Camerata Salzburg, al uneia dintre cele mai renumite orchestre de cameră din lume. Concertul a avut loc în cadrul Festivalului Internațional George Enescu din anul 2019. Duminică puteți asculta în premieră uvertura operei Nunta lui Figaro în interpretarea renumitului grup instrumental Camerata Salzburg. Tot duminică, în cadrul concertului, veți putea audia arii cu Moița Erdmann și Rolando Viason, care vor fi secundați de Paulina Tukiainen la pian. În cadrul aceluiași concert, Camerata Salzburg vă propune și simfonia concertantă pentru vioară, violă și orchestră în mi bemol major. La vioară o puteți urmări pe cea care a devenit, la vârsta de 18 ani, cea mai tânără câștigătoare a concursului internațional Tchaikovsky în anul 1990. În plus, a primit premiul al doilea la concursul Paganini și la concursul Regina Elisabeta în 1989, fiind laureată a concursului de muzică din Japonia. Vorbim despre Akiko Suanai.